Domnule prim-ministru Victor Ponta, la 160 de ani de la Unirea Principatelor Române, istoricii reconsideră acest eveniment, considerându-l a fi o punte de legătură între intențiile marilor puteri europene, o Europa a națiunilor și intențiile unei elite politice românești de mare succes, care a creat, de fapt, România modernă. Este posibil ca această elită să aibă succesori în prezent? Este posibil, dar din păcate nu s-a ridicat nimeni la înălțimea celor care în 1859, după aceea în 1918, au făcut România mare așa cum am cunoscut-o noi după aceea. Eu sunt dintre cei care respect data de 24 ianuarie, nu doar prin prezența la evenimente, prin tot ceea ce fac. Spun de fiecare dată că 1 decembrie 1918 nu putea să existe dacă nu exista 24 ianuarie 1859. Să spun că, într-adevăr, atunci aspirațiile naționale ale poporului au avut o șansă extraordinară să aibă câțiva lideri care au înțeles importanța momentului și să aibă un context internațional favorabil. Acum avem un context internațional favorabil, avem aspirații naționale, ne lipsesc liderii ca să ne ridicăm la același nivel. Avem nevoie în prezent de un lider carismatic, așa cum a fost Alexandru Ioan Cuza. Un om care în 7 ani a reușit să construiască acele instituții ale statului de care astăzi ne-am dorit cu toții să fim mândri. Ce opinie aveți despre reformele lui Cuza în istorie, dar și despre posibilitatea ca un alt fel de lider să apară cu propuneri de data aceasta legislative, care să construiască din nou o moștenire importantă pentru generațiile viitoare, pentru că sunteți și părinte? Da, Alexandru Ioan Cuza a fost într-adevăr un lider politic suficient de curajos și suficient de altruist ca să înțeleagă faptul că trebuie să facă niște reforme și că acele reforme într-un final vor duce la schimbarea sa, la faptul că el va plăti toate costurile și toate supărările acumulate în societate. Dar până la urmă, de aceea, asemenea lideri se nasc odată la, nu știu, 50-100 de ani, pentru că doar asemenea lideri pot să facă schimbări fundamentale. Eu trăiesc cu ideea în care doresc și o să fac tot ce ține de mine ca fiul meu să aibă un viitor aici în România, să nu gândească sau să nu facă așa cum mulți, din păcate, de nevoie au făcut, căutându-și binele în alte țări. Însă asta ține foarte mult de liderii politici, de cei care reprezentăm România și de sprijinul pe care reușim să-l avem în rândul oamenilor. Pentru că sunteți la Iași cu ocazia zilei de 24 ianuarie și pentru că ați vorbit atât de frumos și convingător despre criteriul competenței care ar trebui să primeze astăzi în societatea românească, vă invit în încheiere să transmiteți, de ce nu, un mesaj de încredere tinerilor, pentru că ați fost la un moment dat alegerea lor la prezidențiale. Eu vreau să le spun un singur lucru, că într-adevăr, trebuie să revenim la un sistem pe care l-am abandonat, și anume acela că școala este cea mai importantă și așa cum te formezi de tânăr, vei fi în tot restul vieții, că într-adevăr competența și nu alte înțelegeri sau sprijin sau căi scurte te duc spre performanță și spre recunoașterea meritelor tale și că oricât ești de performant, oricât ești de recunoscut, oricât ești de apreciat în altă parte, până la urmă tot acasă e cel mai bine, așa încât depinde cel mai mult de ei să ia atitudine, să aibă curaj, să caute întotdeauna calea dreaptă, chiar dacă e mai dificilă, și că eu îmi pun mari speranțe în ei că ne vor sprijini și că vor face lucrurile mai bine decât le-am făcut noi. Cel care consfințește până la urmă în istorie ziua de 24 ianuarie 1859 ca o sărbătoare a Iașului și a Moldovei este domnitorul Alexandru Ioan Cuza. O personalitate carismatică și fascinantă, nu doar pentru intelectualitatea epocii, nu doar pentru țărani, nobili sau marea burghezie din Iași,
și din țara românească, o personalitate care a reușit pe parcursul istoriei să cucerească mari minți ale Europei, dar și atenția sultanului. Despre acest om și despre epoca lui ne va vorbi astăzi alături de noi doamna Aurica Ichim, director al Muzeului Municipal din Iași, un simbol până la urmă al patrimoniului nostru. Bun venit! Bună ziua și bine v-am găsit! O mare bucurie acum când sufletul tuturor românilor vibrează. Într-adevăr, noi avem multe sărbători naționale, dar parcă, așa ca la 24 ianuarie, nu vibrează sufletul fiecărui român. Și de ce? Cred că de acolo, de undeva, ne răsună în continuare în ureche cuvintele lui Cuza, care spunea că eu nu am gândit niciodată la binele meu, eu am gândit la binele celor care vorbesc românește de oriunde ar fi ei. Da, e un mare entuziasm, e o mare sărbătoare a noastră, a tuturor românilor și știți că întotdeauna îmi place să spun a tuturor celor care trăiesc și simt românește. Dacă ar fi să vorbim de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, cred că e momentul să-l privim ca o personalitate europeană. Nu-l mai putem pune și încadra pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza doar în spațiul românesc. Și de ce? Pentru că, analizând reformele, tot ce a făcut el pas cu pas se încadrează exact în ceea ce s-a întâmplat pentru Italia și Germania în momentul respectiv. Și atunci, despre reforme s-a vorbit foarte mult și se vorbește în continuare în această perioadă, dar efectul reformelor, să redai înapoi din teritoriul României, da? Să-ți creezi instituțiile proprii, să vrei să ai și decorații proprii, să ai steag, să ai imn, da? Așa, să închei tratate internaționale, ei, deja Cuza nu mai poate fi decât privit în context european și de ce nu, așa, chiar mondial am putea noi spune dacă ne facem câteva referiri și la Statele Unite. Ei, Cuza de armată, da, vorbim de armată, dar de ce a pregătit armata? De ce a unificat-o? A pregătit-o pentru următorul pas care trebuia, adică pentru independență. Și eu am spus-o, n-a putut armata atunci să joace rolul, că nu a fost cazul, nu a fost momentul, a venit abdicarea, dar armata, iată, mai târziu va lupta pentru independență, dar era armata creată de Cuza, dar era armata în care s-au făcut eforturi pentru dotare, pentru instrucție, pentru tot. Și de aceea îmi place să-l privim pe Alexandru Ioan Cuza ca o personalitate europeană. Este foarte interesant ce spuneți și ați atras atenția unui subiect extraordinar, încadrând de fapt însăși unirea principatelor în trendul european, apropo. Sigur. Și de mișcarea Risorgimento din Italia, da. Și cu constituirea statului italian și asemenea preocupări de manifestare, de identificare națională care aveau loc la nivel european. Deci, iată, dintr-o dată, istoria României, încadrată foarte frumos și foarte profesional de către istoricul pe care îl avem aici de față și, sigur că, da, personajul principal, personajul acesta strălucitor, ridicat la nivelul de, să spunem, un personaj al istoriei europene. Și aveți mare dreptate și face mare plăcere să simt ceea ce a spus dumneavoastră și să simt că, într-adevăr, am devenit cu adevărat europeni prin aceste două elemente. Am devenit cu adevărat europeni și Cuza este cel care, până la urmă, ne-a adus în principal, pentru că au fost atâția alți oameni politici de cultură pe lângă el, dar el este vârful de lance al acestei mișcări. Și eu cel puțin îl văd, doamna profesoară, pe doamna directoare, pe Cuza drept cea mai strălucitoare figură
de om al istoriei, al momentului, dar și de atunci, de atunci încoace. Păi, nu avem pe altcineva care să fie adus României atâta, să spunem, afirmare europeană, atâta consistență în realizarea statului național modern. Păi de ce spunea, domnule profesor, stimată doamnă, de ce spunea Cogălnicianu la moartea lui, când se adresa și spunea: Doamnelor și domnilor, vă rog să priviți de o parte și de cealaltă a Milcovului și să-mi spuneți dacă mai există vreun domn sau dacă a mai existat vreun domn așa de mărimea lui Alexandru Ioan Cuza. Nu, domnilor, nu mai există, el rămâne unic prin ceea ce a făcut. Deci o spune Mihail Cogălnicianu, așa, omul, și el, omul epocii și el, cel care i-a stat lui alături de Cuza. Doamna profesoară, da, ca să nu cad iarăși într-o capcană, pentru că mai înainte consideram că există și unele fresce ale epocii. Și domnul Isime a spus, nu, sunt făcute după aceea. În ceea ce privește comportamentul lui față de oamenii simpli și coborârea lui de pe scaunul domnesc și plimbările pe care le făcea, să spunem, în țară, în târg, sunt o realizare literară, este ficțiune sau erau chiar reale? Nu, erau reale. Întotdeauna, bineînțeles, povestea cel care cu ocaua lui Cuza, ocaua era acele, sigur că la acele vizite care el le făcea în travestii, prin piețe, pe străzi, când stătea de vorbă cu oamenii simpli, pentru că așa și-a dat seama că află adevărul. Este o altă latură a unui, să zicem acum, șef de stat. Da, acela, da, de a te duce și de a te convinge singur cum merg treburile. Și contactul cu populația, sigur, cu, da, contează, sigur, foarte, sigur, mult, pentru ca, sigur, să poți să interpretezi. Sigur. Iar el, știți că tot Cogălnicianu îi spunea: Măria ta, te urci pe tronul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, mare și grație este misia, dar mai, să ai urechea astupată la lingușeală și minciună, dar mai ales să nu-i uiți pe cei mulți, Măria ta, care cei dinainte, așa, care și-au pus atâta nădejde în tine. Deci iată că el a privit întotdeauna și tot Iorga o spune în anumite scrieri ale sale, că el a știut să facă dreptate și pentru cei mulți prin împroprietărire. Da, deci da, iată, da, că el, la fel, ce a făcut Cuza prin împroprietărire, deci iată, a ridicat o populație la dreptul de a participa la vot, de a fi cetățean al țării. Sigur, a dat o lege electorală, sigur, sigur a, da, făcut, da, ceea ce, da, spunea, și învățământul, și, dar mie mi se pare cea mai de curaj măsură în epocă, mi se pare secularizarea averilor mănăstirești. Păi de aceea v-am spus că prin această secularizare, de fapt, revine o parte din teritoriul României, revine României, deci nu mai era administrată de Grecia, ci era a României. Și el a știut să aplice în toate politica faptului împlinit. Și Iorga spune la fel, că politica faptului împlinit este românească și ne aparține. Iată, un stat mic aici, în jurul intereselor celor imperiilor celor mari, a știut să își poată stabili singur domnul și căile lui, directivele pe care trebuie să meargă, da? Așa. Și spune atunci, a știut să înfrângă și mai ales a diminuat rolul consulilor străini în principate. Iată ce s-a întâmplat încă de atunci. Deci încă un pas spre independență a lui Cuza. Și da, pentru că l-ați invocat atât de frumos pe Mihail Cogălnicianu, vă invit în continuare să îl urmărim, da, împreună. Doamnelor și domnilor, onorați oaspeți ai ieșilor, fiți bineveniți în Mahalaua Muntenimii de Mijloc, din capitala Moldovei. Pe ulițele ei liniștite s-au așezat megieși de ispravă, buni gospodari și multe fețe de cinste. Bătrânii iubesc a povesti despre cele întâmplate în junețea lor,
și eu nu pot rămâne străin de această slăbiciune a vârstei. Am văzut lumina zilei la 6 septembrie 1817, chiar în această casă, după cum stă scris în ceaslovul familiei. Părintele meu a fost vornicul Ilie Cogălnicianu, iar mama mea, Catinca, era născută stabilă. Buna mea mamă vine de peste Prut, din Basarabia, unde și în ziua de azi sunt foarte mulți cei care poartă acest nume. Casa, pe cum o vedeți, a fost construită pe ulița din dosul Bisericii Bunavestire, lângă casa logofătului Constantin Mavrocordat, care a fost și casă domnească. În salonul cel mare al casei dumisale s-a iscălit pacea dintre muscali și turci la anul 1791. În primii ani ai veacului al XIX-lea, Ilie Cogălnicianu a făcut un schimb cu cumnatul său, Mihai Hermeziu, dându-i pentru acest loc din Târgul Ieșilor părțile sale de moșie de pe râul Cogâlnic din Basarabia și ceva galben pe deasupra. Precum se vede, de pe malul acelui pârâu se trage stirpea cea veche a Cogălnicienilor. Tatăl meu, Ilie Cogălnicianu, a construit după 1815 Casa Mare, zidită gospodărește pe temelii de piatră, cu două rânduri, cu salon, ghirghir și două cămări. În aceeași ogradă se afla casa cea veche. În mijlocul curții mai era o fântână pietruită, iar în grădină un pavilion pentru răsuflare și odină. Întreaga stăpânire era îngrădită odinioară cu zăplați de scânduri și ostrețe, iar în lungul străzii Cogălnicianu cu zid de piatră. Cheltuielile însemnate, făcute pentru plata studiilor mele și pentru susținerea primelor mele proiecte culturale, l-au silit pe bunul meu părinte să zălogească această proprietate pe la 1834. Cheltuielile fiind greu de purtat, în anul 1850, casa a fost adjudecată provizoriu de Alexandru Iancu Cantacuzino pentru suma de 4.000 de galbeni. În anul 1858 am izbutit eu însumi răscumpărarea terenului și a imobilului, devenind deplin proprietar. Aici, în casele părintești, mă aflam când dumnealui Alecu Beldiman mi-a adus vestea alegerii lui Alexandru Ioan Cuza, drept candidat la tronul Moldovei. La vremuri noi, domn nou. Acesta a fost ceasul cel mare al nației, ce s-a vădit a fi de bun augur. Am fost sprijinul de nădejde al lui Alexandru Cuza în împlinirea faptelor sale cele mai mari. Redobândirea averii mănăstirești înstrăinate, reforma agrară care a făcut din Clăcași cetățeni. Am dat satelor școli și tinerimii studioase cele două universități naționale. De aceea, repet, câtă vreme va avea țara această istorie, cea mai frumoasă pagină va fi aceea a lui Alexandru Ioan I. În anul 1888, onorabilul nostru vecin, arhitectul Carol von Kugler, a prefăcut aspectul casei, dându-i forma arhitecturii clasice pe care o are și astăzi, cu salonul oval pentru baluri și muzică. La 10 noiembrie 1852 m-am însoțit cu Catinca Jora, fiica postelnicului Ioan Jora și a Mariei Milo. Soția mea a fost căsătorită mai întâi cu răposatul colonel Iorgu Krupenski. Nași de cununie ne-au fost cumnatul meu, postelnicul Mihăiță Jora, și sora mea, vorniceasa Maria Leon. În casele părintești
răscumpărate de mine, s-au născut fiul meu al doilea, Ioan, și s-au botezat de amicul meu Ștefan Golescu, om al Revoluției de la 1848, membru al Comisiunii Centrale. În noiembrie 1862, tot aici, s-a născut al treilea meu fiu, Vasili, în lipsa mea, eu fiind plecat la București, unde aveam și acolo locuință în urma Unirii. Luați aminte că, pășind în această casă, domniile voastre călcați pe urmele multor oaspeți de seamă, care au binevoit a ne călca pragul de-a lungul anilor, precum amicii Costache Negri, Vasile Alexandri, Alecu Ruso, dar și domnitorii acelor vremuri, Mihail Sturza, Grigore Alexandru Ghica, Alexandru Ioan Cuza și principele Carol I, care au binevoit am cinsti căminul cu ilustra lor prezență. În aprilie 1869, cu ocazia vizitei făcute la Iași de principele Carol, majestatea sa a fost găzduit în această umilă locuință, amenajată pe cheltuiala primăriei, în vederea unei primiri cât mai strălucite. Odată sosit, principele Carol a fost primit aici de fruntea societății ieșene, având în cap pe principele Grigore Mihail Sturza. Prefectul districtului și mai mulți deputați și orășeni notabili au fost poftiți la prânzul măriei sale. Casa aceasta este cu adevărat un loc de bună memorie. Nu doar pentru curgerea neamului cogălnicenilor în capitala Moldovei, ci pentru istoria întregului neam românesc. Oricine îi pășește pragul, se împărtășește din amintirea faptelor mărețe ale străbunilor, a epocii binecuvântate în care s-a clădit un neam și o țară. Sunt pentru reforma legii electorale actuale, care este defectuoasă și exclude de la reprezentația națională majoritatea nației. Sunt pentru așezarea dărilor pe un sistem de dreptate pentru toți cetățenii, adică fiecare să ieie parte la sarcinile statului în proporție cu averea sa. Sunt însă totodată pentru sporirea dărilor numai într-un chip ușor, treptat și numai întrucât se va cere de adevăratele interese ale statului. Sunt pentru controlul cel mai aspru asupra întrebuințării banilor țării. Dări mari și împrumuturi nu înțeleg decât atunci când mijloacele ordinare nu ar fi îndestulătoare, adică atunci când s-ar atinge de un mare interes al țării. Cu atât mai mult sunt pentru întemeierea de bănci și de institute de credit, fiindcă numai acestea pot ridica agricultura, comerțul și industria. Sunt pentru organizarea marilor lucrări publice, adică drumuri de fier, canale, porturi, căci acestea vor îndoi avuția națională și, prin urmare, și averea fiecărui particular. Sunt pentru libertatea industriei și a comerțului, care astăzi atât de libere sunt, încât străinii au ajuns să fie mai favorizați decât toți pământenii. Sunt pentru cea mai mare răspândire a învățăturii publice, astfel încât fiecare oraș să-și aibă gimnaziul său și fiecare sat să-și aibă școala sa primară, astfel încât fiecare român să știe scrie, citi și, prin urmare, a cunoaște și a apăra drepturile sale. Revenim la discuția noastră. Domnule profesor. Doamna directoare, se poate vorbi oare despre faptul că Mihail Cogălnicianu i-a fost un soi de mentor? Se poate vorbi pe ideea aceasta? Da, dar nu numai. Eu am susținut și susțin în continuare că la fel, un rol la fel de mare l-a avut și Negri.
pentru că Negri era la Constantinopol și acolo erau toți reprezentanții marilor puteri ai Europei, ai țărilor din Europa, iar el de la Constantinopol îl dirija foarte bine pe Cuza și atunci când era o lege de dat, îl tempera sau îi spunea mai așteaptă sau iată care este poziția Franței față de ce vrem să facem. Iată că da, a avut un rol foarte mare, nu-l negăm, dar cred că e timpul să vorbim și despre Negri, că a avut un rol la fel de mare în istorie și Negri, după abdicarea lui Cuza, nu a mai făcut politică, s-a retras, iar noi trebuie să vorbim și despre Negri în sensul că dacă la Iași s-a creat o pinacotecă, este donația lui Negri pentru primul muzeu de artă al României și sunt lucruri pentru care încă nu sunt suficient de bine puse în valoare. El este în județul Bacău, dar cred că și la Iași ar trebui să fie la fel de bine primit, mai ales că am și eu așa un of. Aș vrea să văd într-o zi Muzeul Național de Artă al României la Iași. Pentru că aici s-a format orice turist de oriunde ar fi el, el și vine la Iași să știe, mă, ăsta e muzeu făcut, nu acum. Da, nu-l da. Băgăm în mai multe. De altfel, cred că și dumneavoastră sunteți de acord că sunt foarte multe instituții care trebuie separate și trebuie aduse la valoarea lor și mai ales la timpul lor. Nu știu dacă timpul ne mai permite, dar dacă timpul ne permite, doamna directoare, haideți să lărgim puțin discuția și să ne întrebăm cum a fost posibil ca acest personaj atât de pozitiv în istoria României să trezească atâta pasiune potrivnică încât să ajungă la abdicare. Mă refer la monstruoasa coaliție, cum foarte bine este numită. Da, este foarte bine numită și vreau să vă spun, domnul profesor, sper să avem marea bucurie să prezentăm și aici, să vă avem și invitat la Muzeul Municipal sau unde o să convenim. Astăzi a ajuns la Iași și volumul Alexandru Ioan Cuza, Abdicare și Exil. O lucrare foarte frumoasă, exact bazată pe această temă. Au fost păreri pro și contra că de ce 24 ianuarie? Că acum trebuie să vorbim numai de bine. Oare, domnul profesor, dacă îl vorbim pe Cuza și spunem ce a făcut el, lucrurile frumoase, trainice și care au marcat drumul și care au marcat România modernă. Nu mai avem voie să tot... Știți că Iorga îi spunea regelui Carol la ridicarea statuiei: sire, mergeți pe aleile bătătorite de Cuza. Da? Deci e clar, România modernă începe cu reformele și cu domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Și de ce s-a ajuns? Facem comparație poate chiar și cu zilele noastre. De acum, corect. Da. Sunt superpozabile din punct de vedere al activităților contrarii la înaltele porți ale Europei. Da. Să nu te apuci să slujești interesul național, așa că imediat ai parte de ce a avut și Cuza. Dar vreau să vă spun că a fost un capitol din această istorie a domnitorului Alexandru Ioan Cuza care m-a interesat foarte mult și am citit foarte mult. Așa în drumul lui spre exil, de acum când luase trenul de la Timișoara spre Viena, îi spune principesea acolo: de ce au trebuit să procedeze așa? Am creat instituții, am respectat hotărârile divanului ad hoc. Despre ultimul punct, acela de prinț străin, știu foarte bine că mă preocupa să găsesc un personaj capabil să se urce pe tronul României. Deci a fost o durere pentru el. Am citit, doamna profesoară, scrisoarea lui Cuza către Napoleon al III-lea. Da. Scrisoarea lui Cuza către Patriarhul Constantinopolului. Scrisoarea lui Cuza către Sultanul de la Istanbul. Toate aceste scrisori în care el justifica și arăta ce lucruri pozitive a făcut, care sunt intențiile lui și încerca să combată niște scrisori ale unor politicieni și am citit și scrisoarea denigratoare a lui Brăteanu, care este de-a dreptul josnică, să mă ierte
Liberale, da. Liberale, da. Nu, dar nici măcar nu era liberal atunci, că nu era un... Domnul profesor, dar vedeți dumneavoastră... Și sunt situațiile superbozabile, aveți dreptate. Avem grupuri de oameni care denigrează la înaltele porți, cum spuneam, și grupuri care încearcă, fără să ținem cu unii sau cu alții, știu eu, ca și culoare politică. Da, dar când e vorba de România, suntem de partea celor care țin cu România, fără îndoială. Așa și trebuie să fim, dar fiindcă spuneați de Brăteanu, iată că Brăteanu după aia în timp a început să elogieze personalitatea lui Cuza, a început să spună cum a fost ales, ce bine a fost atunci și că a fost ales domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Doamna profesoară, dar haideți să vorbim de altceva. De ce nu facem noi un comitet de inițiativă pro-Cuza și să facem ca statuia lui Cuza să fie așezată undeva în centrul Bucureștiului. Da, aveți... Pentru că este lipsit de acest, să spun, această recunoaștere a activității lui. Și un bulevard mare. Domnul profesor, citind presa vremii, citind intervențiile lui Cogălnicianu în Parlament, atunci, vreau să vă spun că a existat aceste inițiative pentru zi națională 24 ianuarie, ziua națională a României, fiindcă e România modernă, așa de aici începe și statul român începe și România apare ca stat pe harta Europei, așa, și apoi tot de atunci se spune de un monument mare al Unirii, o statuie a lui Cuza, un bulevard mare din București care să poarte numele lui Alexandru Ioan Cuza. Eu mă înscriu în acest comitet și cred că trebuie să facem... Haideți, mă înscriu și eu. Așa, să facem acest... Haideți, dumneavoastră să faceți comitetul și eu... Da, fiindcă, într-adevăr, domnitor Alexandru Ioan Cuza, știți ce spunea Xenopol? Xenopol spunea așa: să nu îi uităm pe oamenii mari care au făcut ceva pentru această țară și pentru acest neam, așa, și să-i aducem din când în când în aminte doar pe cei care nu a rămas după ei decât o lacrimă a rudelor la mormântul lor. Deci, într-adevăr, inițiativa dumneavoastră și faptul că nu trebuie să-l uităm pe Cuza, nu trebuie să-i scoatem, domnul profesor, e o durere imensă, stimată doamnă, când pe 24 sau în preajma zilei de 24 ianuarie încep cele lumești să fie puse. Deci nu vorbești de România modernă, nu vorbești și noi vrem să fim respectați în Europa, De faptele mari, de ce am făcut, de ce s-a întâmplat, dați-mi de ce s-a realizat. De presă, personal, știți? Mâine și înființați, propuneți. Așa. Și să venim să ne înscriem. Chiar de 24 ianuarie. Pro-Cuza, doriți să-l numiți. Da, iată ce surpriză frumoasă astăzi, dar de altfel aici la dumneavoastră întotdeauna este un loc unde, să spun, să-l parafrazez pe Cuza, e un loc unde se trăiește și se simte românește și mesajul către români îl transmiteți foarte bine, ceea ce este foarte bine și așa trebuie. Ce păcat că timpul nostru probabil se apropie de sfârșit, dar ar fi meritat un omagiu, măcar o floare să aducem și Elenei Cuza, care a fost o soție pe măsura domnitorului. Domnul profesor, poate că vom face și aici, poate și aici trebuie un comitet de inițiativă, pentru că conacul primei doamne a românilor este într-o paragină și lăsat în continuare într-o stare avansată de degradare, ceea ce nu face cinste celor de acolo și care păstoresc. Iar doamna Elena Cuza a știut, așa cum îi spunea mamei sale într-o scrisoare, nu mai pleca urechile la clevetirile din jur, pentru că nici măcar nu sunt adevărate. Ea știa misia lui Cuza, prietenă cu Alexandrii, prietenă cu Negrii, așa l-avea și pe Baligodubeni, știa că trebuie să-i fie alături pentru a se realiza aceste mărețe fapte care le-au promis, de aceea este implicată și cu încă de la Revoluția de la 1848 și toate. Da, și Elena Cuza merită pusă. Eu sunt foarte indignată, chiar din sala voievozilor și de pe aia. De ce să punem toți domnii cu doamnele alături, regii cu reginele și pe Cuza să nu-l punem alături de Elena Cuza? Asta nici n-am observat. Da, eu am observat-o și de fiecare dată. E un omagiu fără îndoială necesar și o repunere în discuție a unei chestiuni care a dispărut puțin din opinia publică. O chestiune însă de care v-ați ocupat o perioadă îndelungată de timp atunci când ați fost director al
Muzeului Unirii, readucând, reînvind într-un fel acel spirit al eleganței și rafinamentului pe care l-a întruchipat în epocă cuplul Alexandru Ioan Cuza și Elena Cuza. Dar de ce să nu spunem, domnul profesor, că Elena Cuza este cea care are inițiativa ridicării acelui azil pentru copii orfani și găsiți, că tot vorbim acum, și de ce să nu spunem că ea este cea care scrie către Parlament să se tipărească toate lucrările care fac trimitere la istoria națională a românilor și să fie scrise în limba română. Că ea s-a ocupat de școli, că tot... Deci a avut o contribuție esențială. Sigur, nu a stat, poate, în spatele unora dintre reformele lui Cuza și mai ales în spatele reformei educației. Comitetul acesta de, să zicem, reconsiderare și de propulsare în continuare a memoriei lui Cuza, sigur că o înglobează și pe doamna sa. Haideți să milităm și să-l facem, sigur. Vă promit, domnule profesor. Da. În spiritul acestor idei fără îndoială înălțătoare, vă invităm în cele ce urmează să-l ascultăm din nou pe domnul profesor universitar Gheorghe Iacob de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, de această dată cu o intervenție referitoare la reformele domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Alegerea lui Cuza, practic, a fost începutul noului drum. Pentru că alegerea lui Cuza a însemnat, practic, punerea Europei în fața unui față împlinit. Iar Cuza, trebuie să o spunem aici, e un alt subiect, ca să spun așa, a depășit așteptările tuturor celor din jurul lui, inclusiv al istoricilor care ulterior au scris despre perioada lui Cuza, fiindcă a fost o foarte mare personalitate. Cuza a reușit în 7 ani să creeze un stat. Uitați câte sărbătoriri avem acum în ultimii ani, fiindcă sunt 150 de ani. Principalele instituții ale statului au fost create în timpul lui Cuza. Într-un timp foarte scurt. Noi avem acum 30 de ani din 89. S-au făcut foarte multe lucruri, e adevărat. Dar uitați, Cuza a creat un stat în 7 ani. Evident că a avut și sfetnici buni, în principal Cogălnicianu. Dar a avut voința, abilitatea și aș vrea să vă spun un lucru. Vorbeam despre această elită. Această elită a demonstrat nu numai înțelepciune, ci multă demnitate și multă abilitate, în sensul bun al cuvântului. Un Cuza, spre exemplu, a reușit să impună marilor puteri recunoașterea dublii domnii. Să știți că nu a fost chiar așa ușor. După aceea a reușit să impună o nouă Constituție. E adevărat că pentru o lovitură de stat, acel statut dezvoltător al Convenției de la Paris. Deci numai așa a putut face reformele. A reușit să secularizeze verile mănăstirești, să nu uităm că 25% din teritoriul țării era închinat unor locuri sfinte, unor mănăstiri din Grecia și din Orient apropiat. Și a făcut-o, vă dați seama ce presiune externă a fost. Revenind la Cuza, deci a fost, apropo de demnitatea lui, când a venit firmanul de recunoaștere a dublii domnii, Cuza nu l-a prezentat public și nu s-a lăudat. A făcut o întâlnire restrânsă, n-a vrut să dea prea mare caz, prea mare importanță. Era o chestiune care îi se părea firească. Adică voia să arate dovezi de suveranitate și independență și să pună într-o lumină cât mai umbrită suveranitatea Imperiului Otoman, fiindcă Cuza a dat primele semne de independență și suveranitatea statului român, a încercat să bată monedă, a încercat să impună decorații, a încercat să impună numele de România, deci nu era recunoscut. Deci, în afară de marile reforme cunoscute, reforma secularizarea verilor mănăstirești, reforma agrară, apropiatării 500.000 de familii, reforma învățământului, reforma armatei, reforma justiției, întregul sistem creat de Cuza și mai ales pe plan extern, Era o persoană plăcută și a fost respectat chiar de sultan. Când a mers la Constantinopol, el n-a respectat protocolul otoman. A fost primit ca un domnitor suveran. Deci, iată câteva elemente, câteva argumente pentru a arăta cât de mare a fost Cuza ca personalitate politică și care a dat o anumită direcție. Chiar armata care a cucerit independența în timpul lui Carol I, care a venit după 66, a fost creată în timpul lui Cuza, 40.000 de oameni. Deci, după aceea a fost extinsă în anii 70 ai secolului 19. Deci, ar fi câteva elemente care marchează această uriașă personalitate și care trebuie, părerea mea, mereu luată ca model pentru ce înseamnă să ții la țară,
nu folosesc cuvinte mari, dar ce înseamnă să înțelegi exact contextul. Legătură cu Iașu, în general suntem acuzați că facem patriotism local, că mereu vedem ce a pierdut Iașu, că vedem că Moldova a pierdut. E adevărat. Dar cred că sunt două categorii de probleme. Unu, trebuie spus că Iașu are un rol esențial în istoria noastră și poate fi considerat o capitală a Unirii, pentru că aici a fost Mihai Viteazul la 1600 și aici s-a intitulat domnul celor trei principate. Aici Cuza a fost ales domn, după aceea a fost ales și la București, de aici a plecat inițiativa Unirii. În 1916-1918, când s-au unit provinciile Basarabia, Bucovina, Transilvania cu România, capitala era la Iași. Aici era guvernul, aici era Ferdinand, aici era parlamentul, aici au fost luate decizii foarte importante legate de unire. Discuțiile care au avut loc cu reprezentanții Basarabiei, Bucovinii, Transilvaniei, la Iași au avut loc. Împăratul lui Cuza ne locuia Ferdinand. Prin urmare, iată cel puțin trei elemente care arată ce rol a avut Iașu în istoria noastră și în istoria unirii românilor. Pentru că suntem unul dintre puțini popoare din lume care avem ziua națională legată de sărbătoarea națională legată de unire. Unii au legat de regalitate, din împărați ce au ei, alții au legat de personalități culturale, alții de anumite evenimente, Revoluția din Franța, Războiul Independenței în Statele Unite, descoperirea Americii și așa mai departe. Noi o avem legată de unire și nu întâmplător. Practic este ideea esențială a istoriei noastre. Și toți istoricii mari au scris despre unirea românilor. Ziua de 24 ianuarie devine zi de sărbătoare națională în 2014. Despre semnificația deosebită a acestei zile ne va vorbi domnul profesor universitar dr. Constantin Hlihor, decanul Facultății de Istorie din cadrul Universității Dimitrie Cantemir, București. La 24 ianuarie 1859, românii își vedeau împlinit un vis care începuse pe câmpia Turzii odată cu acțiunea întreprinsă de Mihai Viteazu, dar o idee modernă a Unirii Principatelor este înscrisă în programul revoluționar al moldoven de la 1848, Principiile noastre pentru reformarea patriei, care prevedea la punctul 7 unirea Munteniei și Moldovei într-un singur stat. În acest fel, românii nu numai că se încadrau în curentul revoluționar european, dar se aliniau modernității europene, pentru că Europa, așa cum ne place astăzi să spunem mereu că suntem membri și aparținem marii familii europene, și atunci românii practic erau cel mai depărtat punct de centru civilizației, Parisul, unde se realiza unitatea națională, unde era un prim pas spre ceea ce avea să devină în 1918 statul națiune care se cuprinde pe toți românii în granițele sale firești istorice. Iată, anul trecut au fost 100 de ani de la realizarea Marii Uniri, anul acesta, 2019, marchează 160 de ani de la prima unire. Iată că românii, începând cu 2018, au intrat în zodia unor manifestări care să ne reamintească în egală măsură că aparținem Europei, dar că visele noastre de unitate și independență se aliniază principiile europene. În
cadrul evenimentelor dedicat Zilei Unirii Principatelor Române, un rol important îl joacă la Iași, cum este și firesc, Muzeul Unirii. Aici s-au desfășurat câteva vernisaje de expoziții, dar și interesante întâlniri cu generații de tineri care vor să afle mai multe lucruri din cele nespuse la școală despre Unirea Principatelor Române. Stăm de vorbă în continuare cu doamna Brândușa Munteanu, director al Muzeului Unirii din Iași. Ce reprezintă Muzeul Unirii pentru comunitatea ieșeană? Cred că este un loc important pentru comunitatea ieșeană, având în vedere că Iașul se identifică cu Unirea de la 1859, iar noi reprezentăm, de fapt, casa, reședința în care a locuit, în primul rând, domnitorul Alexandru Iancuza și, bineînțeles, pe același plan, ca să nu realizăm greșeli. Aici a fost și reședința regelui Carol I în timpul primului război mondial. Deci este un loc în care s-au întâlnit unii dintre cei mai buni români pentru a realiza unirea la început cea două provincii românești, apoi unirea cea mare din 1918. Ce evenimente se vor desfășura la instituția pe care o conduceți dumneavoastră pe data de 24 și ce ne puteți spune despre această expoziție? Noi am luat-o un pic mai devreme și am vrut să fim primii, dacă se poate, și am deschis încă de aseară o expoziție, credem noi, interesantă. Se numește Alexandru Iancuza și epoca sa, pentru a sărbători cei 160 de ani de la Unirea Principatelor. Și în cadrul acestei expoziții, pe care noi o credem interesantă, sunt obiecte care vorbesc despre personalitatea domnitorului Alexandru Iancuza și în acest spațiu în care noi filmăm astăzi, avem obiecte de valoare, cum ar fi fotoul tron al Cuza, avem uniforma de diplomat, asta numai pentru a incita publicul, bineînțeles că avem mult mai multe obiecte interesante, avem obiecte care aparținute Elenei Cuza, avem decorațiile domnitorului și multe, multe alte lucruri interesante legate de personalitatea domnitorului Alexandru Iancuza. Dar în același timp, paralel, noi avem și obiecte care vorbesc despre cei de 7 ani de domnia lui Cuza. Avem acte care la prima vedere pot părea neimportante, dar o parte interesantă a expoziției noastre este dedicată vieții cotidiene în vremea lui Cuza. Pentru că și aceasta este importantă și avem de la patente de comercianți, intrări în armată, eliberare din armată, pensii, despre sărbătorirea onomastică a lui Cuza atât la Iași cât și la București. Avem și lucruri care vorbesc despre instituțiile fie conduse de Cuza, înființate de Cuza, fie instituții importante, cum ar fi Mitropolia, cum ar fi învățământul în vremea lui Cuza. Cred că sunt multe lucruri interesante pe care ne-l prezintă pe Cuza și pe epoca sa într-o formulă mai puțin formală decât așa cum am fost obișnuiți și un Cuza mai aproape de sufletul nostru, așa cum își dorea el, pentru că el nu era un om care să-i placă fastul și lucrurile făcute, așa cum spuneam, în mod formal. De aceea, chiar dacă unele lucruri poate ieșenii le-au mai văzut, cum sunt piesele noastre de tezaur care sunt legate de personalitatea lui Cuza, ele reprezintă lucruri la care noi ieșenii ar trebui tot timpul să ne întoarcem, să le vedem, pentru a ne încărca emoțional și pentru a-l sărbători așa cum merită de domnitorul Unirii. Cred că este de datoria fiecărui ieșean să treacă prin casa lui Cuza, aici unde s-au întâmplat lucruri importante pentru noi românii și pentru a sărbători pe Alexandru Iancuza printr-o expoziție de excepție. Vă așteptăm la Muzeul Unirii, deci pentru a vedea expoziția noastră temporară, pentru a vedea muzeul și, de ce nu, pentru a participa spre seară la un simpozion dedicat domnitorului Alexandru Iancuza. Vă așteptăm cu drag! Stimați
telespectatori, vă invit din nou în platoul Apolonia TV pentru un moment dedicat de această dată vizibilității pe care marele fenomen care s-a numit Unirea Principatelor Române l-a căpătat în conștiința națiunilor din prejurul țării, dar și a celor mari din Europa de Vest, după ce unirea a fost practic consfințită. Alături de noi se află în studio domnul profesor dr. Alexandru Grădinaru, prodecanul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Bun venit! Bună ziua! Domnule profesor, pentru că faceți parte dintr-o generație tânără care în momentul de față este în plină afirmare, v-aș întreba în primul rând cu ce speranțe întâmpinați această zi de 24 ianuarie. În primul rând, mulțumesc pentru invitația la emisiunea dumneavoastră și îi salut pe spectatorii noștri. Aș spune că speranțele noastre sunt legate, în primul rând, de ideea de a continua fapta realizată la 24 ianuarie 1859 și ceea ce a urmat apoi, inclusiv consfințirea României în Constituția din 1866, a fost, din punctul meu de vedere, o deschidere pe care acea generație a reușit-o și pe care încercăm să această deschidere încercăm să o continuăm astăzi. A fost începutul unui drum european pe care iarăși îl vrem a fi continuat de generația noastră și, bineînțeles, o reafirmare a valorilor europene pe care cu Gălnicianu, Anastasie Panu, Cuza și toți ceilalți au făcut-o atunci. Practic, termenul de România se naște atunci, în 1866, un lucru mai puțin cunoscut, mai ales că în manualele de istorie, după care învață copiii noștri, această informație nu există. Exact, da. Cine a afirmat pentru prima oară termenul de România și în ce scopuri? Aș spune, întrebarea dumneavoastră e complicată, dar ceea ce cred că ar trebui să reținem din ea e faptul că a reușit să ne numim România a presupus parcurgerea unor etape dificile care au început încă înainte de 1859, au trecut prin momentul dublei alegeri al lui Alexandru Ioan Cuza. Însă, după cum se știe foarte bine, momentul 24 ianuarie a fost doar debutul unor tratative care s-au desfășurat apoi și la conferința de la Paris, apoi la Constantinopol, încât reușita din 1866 este efectul unor eforturi care au durat câțiva ani. Însă cred că e primul moment în care putem spune că visul vechi al conducătorilor, al voievozilor români, ne gândim la Mihai Viteazul de pildă, se împlinește cu adevărat. Cu certitudine și anul 1866 marchează și consfințirea acestei uniri pe plan internațional. România devine vizibilă sub această formulă teritorială. Am început întâlnirea noastră discutând într-un fel despre rescrierea geopolitică a Europei în acest tulbure secol al XIX-lea, dar tulbure cu folos. Cum se vor rescrie granițele Europei de Est începând cu acest moment? Eu văd momentul de la 24 ianuarie și ceea ce a urmat într-o traiectorie istorică un pic mai lungă. Urmăream zilele trecute o prestație intelectuală a istoricului Immanuel Geis, care vorbește despre problema orientală, pe care o plasează, interesant pentru discuția noastră și pentru întrebarea dumneavoastră, într-o durată un pic mai lungă, de la sfârșitul secolului al XVIII-lea până după 1914, el indică anul 1923 ca fiind un an în care problema orientală, cum o numește istoricul german, dar și alți oameni de știință, capătă cât de cât contururi. De aceea aș spune că la scara istoriei, privind de acum, momentul unirii mici reprezintă un episod
plasat pe un fundal mult mai larg, în care, sigur că au fost, acest vârtej al istoriei, au fost prinse numeroase națiuni, nu? Așa ne explicăm, de pildă, opoziția Austriei față de ideile unioniștilor. Austria știa că mai devreme sau mai târziu Imperiul se va destrăma. În egală măsură este și cazul Imperiului Otoman, acel bolnav de la Bosfor, cum spune Nicolae I, sau marele bolnav al lumii, care până la urmă pierde treptat din capitalul de putere. Granițele României, ca să revin la întrebarea dumneavoastră după o paranteză cam lungă, granițele României vor cunoaște fără îndoială o creștere, o extindere, și nu putem să nu ne gândim că acest moment al Unirii Mici precede ceea ce am sărbătorit în decembrie, adică Marea Unire în 1918, cu recuperarea Transilvaniei. Dar e de precizat totuși un aspect aici, suntem la 1859 și în anii următori, că cu ocazia tratatelor de pace care s-au semnat după aceea, multe legate și de războaiele între Rusia și Turcia, Imperiul Otoman, România recuperează niște teritorii chiar acum, Dobrogea, de exemplu. Deci este un efect teritorial important și în același timp aș spune, făcând o mică speculație personală, cred că ăsta e momentul în care România începe să devină un mic jucător european în marile puteri, în principal sprijinul Franței, trebuie amintit aici, după părerea mea. România începe să conteze, începe să fie văzută ca un element unitar, nu mai sunt principate separate, aflate sub influența aproape dominantă a Imperiului Otoman și a Rusiei, ci se constituie într-un jucător care începe să aibă un cuvânt de spus. În acest context, apariția de mai târziu a dinastiei de Hohenzollern marchează și ea, în mod decisiv, ceea ce numim România de astăzi. Considerați că prințul Carol a fost un continuator al reformelor lui Cuza? S-a slujit în vreun fel de acest model preexistent lui în țară? Răspunsul cred că este pozitiv la întrebarea dumneavoastră. Așa cum am spus la începutul intervenției mele, cred că Alexandru Ioan Cuza a fost un deschizător de drumuri, eu așa îl văd. Sigur că în spatele reformelor sale se află un anumit tip de doctrină, o filozofie socială pe care domnitorul român a aplicat-o, o filozofie care vine din centrele de influență ideologică din vest, de la Paris, de exemplu, și care a fost apoi aplicată cu foarte mult curaj de către domnitorul român. Pe această cale deschisă de Alexandru Ioan Cuza vine și principele Carol I de Hohenzollern, care continuă modernizarea României, pentru că de fapt despre asta este vorba, inclusiv secularizarea vielor mănăstirești, care este un act de curaj, inclusiv toate celelalte măsuri pe care Cuza le ia sunt dovezi de curaj și deschid drumul pentru conducătorii care urmează. În sensul acesta, fără îndoială că figura lui Carol I trebuie receptată pe un fundal pozitiv ca un continuator al modernizării României. Eu aș avea totuși aici de o paranteză și v-aș ruga pe dumneavoastră să dezvoltați această idee dacă se pare interesantă. Totuși, aș merge puțin și aș interpreta atitudinea prințului Carol legată de faptul că nu permite acestui mare om al istoriei românești să se întoarcă în țară, măcar cu câteva zile înainte de a muri. Este ținut în mod jignitor pe un vapor undeva pe la Brăila și nu permite intrarea lui în țară. În rest, sunt de acord că prințul Carol a continuat și a modernizat România și a adus-o în pas cu epoca, pentru că
domnitorul Cuza a făcut ce s-a putut în perioada sa. Sunt două perioade complet diferite. Odată a trebuit creat statul și modernizată legislația fundamentală și parlament și celelalte, și apoi au trebuit dezvoltate industriile, economia și celelalte. Aici s-a afirmat destul de frumos Carol I. Și, sigur, Carol I a mai adus și o anumită stabilitate în inserția europeană. Dar acest lucru, eu personal, ca și cetățean român, nu pot să iert faptul că nu a știut să fie generos, pentru că Cuza nu ar fi făcut, știu eu, acte antimonarhice și nici altele. Dumneavoastră, ce opinie aveți? Am o opinie un pic diferită. Vă rog, suntem la o masă suntem rotundă. La o masă rotundă, da. Aici cred că istoricii știu mult mai multe detalii decât mine, în ce măsură vina episodului respectiv poate fi atribuită în totalitate lui Carol I, sau a fost mai curând un concert de puncte de vedere, inclusiv puncte de vedere românești, care au susținut... Fără îndoială, presiuni, erau presiuni pro și contra. Exact, exact. Adică nu cred că putem atribui în mod individual doar principiului această vină. E clar că a fost o partidă românească care a susținut păstrarea lui Cuza în afara granițelor. Brătenii, în primul rând. Exact. Însă aș aminti aici, ca să facem o mică analogie, nu ceea ce s-a întâmplat cu Napoleon în același secol. Adică, probabil că era considerat de către unii dintre politicienii din acel secol periculoasă întoarcerea în țara unui lider care a produs asemenea schimbări radicale și care se bucura în continuare, putem să spunem, de o anumită popularitate. Avea o imagine foarte, foarte bună. Știu că este regretabil, fără doar și poate, adică și chiar jignitor. Însă trebuie să interpretăm gestul acesta în contextul epocii. Mai regretabilă mi se pare situația lui Mihai I, când s-a întors acum. Sunt situații complet diferite. E adevărat. Nu le putem pune în continuitate. Dar ceva totuși, ca să punem, să mai legăm faptul acesta și de altul, cum explicăm oare faptul că prințul Carol I a trebuit convins cu insistențe și i s-a tras atenția asupra faptului că ar mai diminua puțin din, să spunem, impresia neplăcută pe care a lăsat-o refuzul de întoarcerea prințului în legătură cu amplasarea statuii lui Cuza în Piața Unirii. Pentru că, la început, monarhia a fost împotrivă. Prințul a fost împotrivă. Se spune că a intervenit soția unui istoric de aici, de la Iași, printr-o scrisoare personală în care i-a arătat: prințe, totuși, aveți ocazia să arătați că sunteți generos și să mai vă corectați din atitudinea anterioară. Da, aici sunt cu totul de acord. E clar că... Nu mai era niciun pericol. Da. Nu mai era niciun pericol, însă această statuie, dacă nu mă înșel, lipsește și acum, dacă nu greșesc. E clar că... Nu, amplasarea la Iași vorbesc. Lipsește din București. Lipsește din București. Nu, da. București au fost complet împotrivă, dar chiar și amplasarea la Iași. Și n-a vrut să vină la... Nu voia să vină la inaugurare și așa mai departe. Da, a fost... E clar că a fost un act regretabil și nu s-a observat suficientă generozitate și suficientă deschidere pentru un asemenea moment. Însă sunt convins că și presiunea epocii și, în sfârșit, moravurile politice de atunci au avut un cuvânt de spus. Trăim, de fapt, într-o perioadă în care moravurile politice, cum frumos ați spus, pun din nou presiune. Atât pe comunitățile largi de oameni care privesc uneori către ecranul televizoarelor cu speranță, cât și pentru cei care privesc cu neîncredere. Personalitatea și transferul acestei personalități uriașe, care a fost Alexandru Ioan Cuza, în istorie, atestă cu certitudine un lucru despre noi ca națiune.
Avem nevoie întotdeauna de o personalitate mesianică, cu ajutorul căreia să ne reinventăm istoric. Pentru că sunteți cadru didactic la o facultate unde se predau și științe politice, studii politice, v-aș întreba dacă acest model mesianic mai este invocat de tânăra generație de azi. Cred că e cea mai grea întrebare pe ziua de astăzi. E clar că avem nevoie de modele. Din discuțiile cu studenții noștri transpare ideea modelului și a necesității unui model la care să ne raportăm cu toții, și nu doar tânăra generație. În ce măsură această personalitate poate fi catalogată de mesianică? Aici discuția este evident mult, mult mai complicată. Depinde de numărul de căutări pe Google. Avem foarte o altă frumos definiție astăzi, da, pentru... Alte criterii, alte dimensiuni de fapt. Da. O personalitate, să o numim atunci mai degrabă, în spiritul epocii noastre, ușor comerciale, carismatică. Sigur. Care să vândă, da, idei până din la din punctul acesta de vedere, total de acord. Adică e clar că nevoia de lideri carismatici, după câte se vede, este în continuare importantă. Din păcate, în foarte multe situații, acești lideri carismatici lipsesc. În plus, aș adăuga un element aici, o să mă repet, dar cred că repetiția câteodată are sensul ei. Cuza a fost un om curajos. Și asta este foarte important, nu doar în politică, ci și în multe alte domenii, dar în primul rând în politică și administrație. Să arăți curaj, să arăți determinare, să arăți dorință de autonomie. Să nu uităm că în perioada 1859-1860 și ceva, 62-66, Cuza a fost extrem de pe poziții, deși statutul nu era clar, Austria, Imperiul Otoman, Rusia încercau prin diverse mijloace să influențeze cât pot de mult din politica internă, însă curajul acesta până la urmă a fost cel care a deschis drumul, așa cum am spus. Cred că de personalități cu un asemenea curaj responsabil, avem nevoie și astăzi. De ce nu un mesaj pe care, stimați telespectatori, ni-l dorim cu toții prezent în viețile noastre, în casele noastre, în ceea ce facem noi zi cu zi? Prin curajul nostru putem schimba măcar o mică parte din realitățile pe care le trăim. Și pentru că ne referim la ziua de 24 ianuarie și în realitatea ei de secol 21, vă invit în continuare să facem un popas la Arhivele Naționale ale Statului din Iași, acolo unde, alături de istoricul Florin Cântec, vom dedica un moment special documentelor ce însoțesc acest proces. Ianuarie este o sărbătoare a Iașului, deși de fapt ar trebui să fie o sărbătoare a Bucureștiului. Pentru că la 24 ianuarie 1859, moldovenii au renunțat la statutul de capitală a unui principat și au făcut gestul de altruism de a muta centrul de putere la București. Cu toate acestea, ieșenii și moldovenii în general nu îl uită pe Alexandru Ioan Cuza, un personaj central, un personaj care a reușit să realizeze unirea și care, evident că nu poate fi uitat pe 24 ianuarie, chiar în 2019, la 160 de ani de la acel moment istoric. Firește că un astfel de moment istoric se cuvine a fi aniversat în arhive, pentru că în arhive găsim documentele, în arhive găsim fotografiile, în arhive găsim toate elementele necesare pentru a construi o pedagogie națională, pentru a nu uita care au fost momentele cruciale ale dezvoltării noastre ca stat, pentru a sublinia încă o dată ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 160 de ani. La Arhivele Naționale din Iași, astăzi, pe 23 ianuarie, avem un moment de sărbătoare, un moment în care, grație colaborării dintre instituția noastră și colegii de la Chișinău, grație colaborării cu Complexul Național Muzeal,
cu Muzeul Unirii și cu istoricul Sorin Iftimi, am realizat o expoziție care pune în valoare ce s-a întâmplat în urmă cu 160 de ani și care scoate la lumină câteva documente inedite pe care le avem în arhivele noastre. Este o șansă de a fi împreună și de a vedea aceste documente pentru prima dată, este de asemenea o șansă de a fi împreună cu directorul general al Arhivelor Naționale și cu directorul general al Arhivelor Statului de la Chișinău, cei care nu puteau lipsi de la 24 ianuarie sărbătorit la Iași. Pentru dumneavoastră, aceste 10 vitrine cu 116 documente scrise și fotografice. Dintre aceste 116 documente, 68 sunt din sursă externă, adică de la Muzeul Unirii, de la Muzeul de Istorie a Moldovei, de la Arhiva Ministerului de Externe și de la Arhiva de Stat a Republicii Moldova. Am gândit ordonarea cronologică a acestor documente, întrucât cronologia ordonează informația istorică și o prezintă mult mai clar și mai corect. Fiecare din aceste 10 vitrine are o subtemă. Am început cu anul 1849, cu decretul de numire a lui Alexandru Ioan Cuza în funcția de judecător al Ținutului Covurlui, un document din arhiva noastră mai puțin cunoscut, și am terminat cu anul 1861, cu proclamația lui Alexandru Ioan Cuza către români, cu binecunoscutele cuvinte: români, unirea este îndeplinită. Mă bucur că mă aflu aici la momentul acesta important, 160 de ani de la un eveniment definitoriu pentru noi ca popor, și faptul că acest eveniment s-a făcut, eu știu, cu niște sacrificii și cu niște lucruri pe care moldovenii timpului sau o parte din moldovenii timpului și le-au asumat și au făcut în așa fel încât începuturile României moderne să fie atunci. Pentru că n-a însemnat doar unirea a două țări, ci și modernizarea țării noi care a apărut. Iar referitor la documentele din perioada respectivă, documentele Unirii, documentele privitoare la Cuza, până la urmă cu asta ne ocupăm noi în Arhivele Naționale, cu mărturiile astea scrise care stau la baza oricărui demers serios în orice domeniu, ne duc prin diverse locuri din această patria noastră și vreau să vă împărtășesc câte ceva din ce am identificat eu, ce am găsit eu prin locurile prin care am lucrat, unde l-am găsit pe Cuza în arhivele românești, nu doar la Iași, așa cum e firesc, nu doar la București, cum iar e firesc ca un prinț al României întregite, României mici întregite, unde există un fond Alexandru Ioan Cuza la București cu vreo 47, cred, de piese, dar am identificat documente ale Unirii și documente privitoare la Cuza la Drobeta, Turnul Severin, în Mehedinți. E o chestiune foarte interesantă și arată până la urmă unitatea asta a românilor și faptul că documente privitoare la Cuza le găsim în colțul celălalt al țării, al României, venite pe două căi, să spunem. Eu, pe de-o parte, o cale... Și vă spun povestea asta, nu mă lungesc foarte mult, dar vă spun pentru că cred că e mai puțin cunoscută și mi se pare o chestiune care arată puțin așa vis-a-vis de ce s-a întâmplat cu arhivele, ce s-a întâmplat cu documentele de-a lungul timpului și că bine că există documente și mărturii oriunde s-ar afla ele în România care ne arată niște lucruri. Și la referitor la arhiva, la ce se află la Turnul Severin, am spus, sunt două chestiuni. Unu, Cuza a fost foarte iubit de mehedințeni. Unul dintre conducătorii României care, în mentalul colectiv din Mehedinți, asta am constatat-o și eu care am lucrat
10 ani acolo la Turnul Severin, că și în ziua de astăzi Cuza e prezent în mentalul oamenilor de la țară din Mehedinți și Cuza a fost ales de două ori deputat în colegiul 4, în cel mai de jos colegiu, unde erau talpa țării, să spunem, cei care puteau să voteze, bineînțeles, la momentul respectiv, și a fost ales de două ori în lipsă, în 1870, deputat de Mehedinți, cu o majoritate destul de mare dintre cei care votau în colegiul 4 Mehedinți, erau 540 de votanți, 400 au votat cu Vodăcuza, cum scrie chiar în mandatul care există la Arhiile din Turnul Severin, l-am ales pe Vodăcuză să ne reprezinte să fie deputatul nostru al mehedințenilor în Parlamentul României. Iată ce frumos, un moldovean, da, care a ajuns să fie ales, chiar dacă nu și-a exercitat niciodată mandatul și n-a venit în România, să fie ales de două ori deputat și odată senator în Mehedinți. Și nu mai intru în detalii acum vis-a-vis de cum a ajuns el să fie ales acolo, în afară de chestiunea asta de... care sunt unele lucruri care țin de altfel de istorie, care e foarte interesantă și ea. Dar, pe de altă parte, nu știu dacă știați că unele dintre piesele existente la acest frumos muzeu al Unirii din Iași provin tot de la Turnul Severin. Deci sunt cel puțin 15-20 de piese din muzeu care vin de la Turnul Severin, de la Muzeul Regiunii Porților de Fier din Turnul Severin, fost muzeul Dr. Constantin Istrati. Un alt mare român, moldovean, care a fost la un moment dat titularul Catedrei Chimie la Universitatea din București și a cărui arhivă și a cărui artefacte adunate de-a lungul timpului ajunsese prin subsolul Facultății de Chimie și un elev de-al lui, un gorjan, nu era mehedințean, dar care a lucrat și a legat toată viața de mehedinți și de liceu de acolo, un anume Teodor Costescu, a spus: domnule, am făcut o clădire extraordinară la Turnul Severin, închinată Unirii tuturor românilor și am vrea ca acele documente și toate obiectele aparținului Istrati să ajungă acolo ca să fie expuse și să folosească tuturor românilor și dinăuntru granițelor și din afara granițelor. Și în felul acesta s-a deschis o secție a muzeului, numit Muzeul Dr. Constantin Istrati la Turnul Severin, în clădirea nouă a Palatului Cultural, unde au fost expuse și documente și obiecte care au aparținut Cuza. Iar în 1957, Muzeul Regiunii Părților din Turnul Severin a donat, există un proces verbal prin care se arată că s-au donat mai multe obiecte aparținului Cuza, Elenei Cuza sau apropiaților care s-au donat Muzeului Unirii. Și uite cum se face această unire la un moment dat și cum toate regiunile României, să spunem, au legături. Dacă găsim și căutăm prin arhive, sigur o să găsim legături importante între toate aceste regiuni și eu spun că asta e o chestiune care trebuie să fie luată în seamă. Nu mă mai lungesc, doar atât am vrut să vă spun niște aspecte un pic mai diferite vis-a-vis de Unire, vis-a-vis de Cuza. Florin Cântec, stimați colegi, prieteni, mă simt enorm de emoționat, fiindcă mă aflu în capitala istorică a României, deja declarată de domnul președinte Iohannis. Ea este pentru noi, românii basarabeni, capitala dintotdeauna. Noi iubim Iașul, vorbesc în numele sutelor de mii de concetățeni ai noștri care sunt dincolo de Prut și care au o admirație profundă pentru această urbe și îl iubim foarte mult, fiindcă este al nostru, ca și al domniilor voastre. Fiecare edificiu, fiecare piatră emană istorie și aici, de fapt, s-a ctitorit frumoasa noastră istorie românească, în special perioada modernă. Așa s-a întâmplat, fiind tânăr și un pic neexperimentat, am acceptat atunci, în perioada sovietică, să cercetez acest subiect, Unirea Principatelor, mai bine zis, contribuția diplomației franceze la realizarea actului Unirii Moldovei cu Țara Românească. Nu mi-am dat seama atunci în 82 când am acceptat ce mă așteaptă, fiindcă, de fapt, cel care nu-i dau numele acum, Dumnezeu să-l odihnească, un istoric pe care colegii mei, domnul profesor Dumitru Vitcul, îl cunoaște cu siguranță, poate și-a făcut cu el cunoștință, dar mi-a impus-o într-un fel tema asta. Eu parcă intuiam că mă pândesc niște pericole, am acceptat, pentru că în cel din urmă să-mi dau seama că am intrat într-o coliziune urâtă, întrucât mi se cerea foarte insistent să
demonstrez legitimitatea acelei mișcări separatiste de la Iași. Asta trebuia să... Când mi spune asta, va fi chintesența cercetării dumitale, a tezei de doctor. Am intrat într-un impas în comunicarea mea cu domnul profesor, pe atunci șef de catedră și chiar decanul meu, unde eram, fusese repartizat. Trebuia să elaborez un mic articolaș, fiindcă debutasem în calitate de vorbitor în cadrul lucrărilor unei conferințe, care era una importantă la sfârșit de an 1982, era noiembrie 82, venise academicianul Narocnitski, academicianul Pisarev, doi specialiști pe relațiile internaționale, în special Pisarev era specializat pe Balcani, și mi s-a oferit și mie posibilitatea să spun ceva. Mi s-a sugerat să vorbesc despre compromisul de la Augsburg, în baza, bineînțeles, literaturii care era accesibilă, întrucât practic toată literatura istorică românească era la interzisă, nu aveam acces, era la index. Și atunci am consultat cele 9 volume, 10, de fapt, dar 9 volume, acte și documente privind renașterea, și n-am identificat nimic cu referire la mișcare separatistă. Am fost trimis la Moscova, s-a luat o pauză, n-a apărut volumul, m-a trimis șeful meu la Moscova în vara anului următor, 83, am stat o lună jumate, m-am documentat în fondurile Arhivei de Politică Externă a Imperiului Rus, am revenit acasă, caietele mele au rămas acolo ca să fie cenzurate, fiindcă așa era regula. În sfârșit am intrat în posesia lor, am reintrat și m-am pus pe treabă. Am întocmit un studiu mai amplu, mai profund, vreo 35 de pagini dactilografiate. Iarăși nu este prezent mișcarea separatistă. Și tot așa, coliziune după coliziune, până la urmă, unica soluție, ca să nu lungesc vorba, a fost evadarea din acest mic infern de la Chișinău și am poposit la Moscova. Adică m-am transferat la Moscova, pentru ca să-mi continui acolo cercetarea, doctoratul, și l-am cunoscut, am fost elevul, discipulul regretatului istoric Vladilen Dinogradov, care în ultimii ani, este adevărat, a derapat de la acea frumoasă și admirabilă abordare care l-a consacrat ca istoric Rusia și Unirea Principatelor Române, publicată la 1960. Din păcate, în ultimii ani de viață s-a distanțat de acea abordare absolut admirabilă, unde recunoaște legitimitatea, procesul firesc de unirea celor două principate. Stimați telespectatori, de-a lungul câtorva ore am reușit probabil și am și dorit foarte mult să vă prezentăm evenimentul de astăzi, 24 ianuarie, ziua Unirii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, ca în fiecare an, și vă invităm în continuare să urmăriți imagini de la parada care este dedicată acestui eveniment și care are loc în Piața Unirii din Iași. Pentru conducătorii patriei noastre, pentru toți cetățenii
Sfătătorului nostru de bine în vecii vecilor. Amin. A fost început de pagină de istorie pe care trebuie să o scriem noi. Anul trecut Iașul a devenit oraș regal sub semnătura care trebuie respectată. Acesta este destinul nostru de români, acesta este destinul nostru. Detașamente pentru defilare, cu onorul spre dreapta, înainte, mărș! De acolo. Angola, Bosnia, Albania și teatrul de operații.
Forum Carpatic, specific perioade activități. Și răsură și